Bună seara, dragilor! Bună seara, domnul doctor! Astăzi vom vorbi puțin despre pielonefrite. Da, despre, dacă vreți, inflamația sau secundară infecției tractul urinar înalt, despre infecție urinare înalte. Cea mai frecventă formă e cunoscută sub formă de pielonefrit. Sigur că se pot ajunge și la nefrite și alte complicații. Se trage denumirea de la căile pielocaliceale, de la formarea, contopirea, dacă vreți, a tubilor contorți distali în tub colector și tubi uriniferi. Această anomalie... Exact că este un ansamblu de genuri pe care noi îi stăpânim. Rinichii noștri sunt niște organe extraordinare, deși sunt foarte, foarte mici. Fiecare conține între sau puțin peste 1 milion de nefroni. Nefronii ăștia sunt, dacă vreți, niște celule foarte, foarte, foarte interesante, pentru că ele îndeplinesc o sumedenie de roluri, nu numai de la faptul că filtrează peste 200 de litri de sânge zilnic și produc aproape 180 de litri de urină primară, care ulterior este reabsorbită, nu numai că ne concentrează foarte mult mediul intern și asigură concentrația, dacă vreți, sângelui și a tuturor lichidelor organismului, nu numai că ne asigură producția sau, dacă vreți, stimulul producerii de celule roșii din măduvă prin hormonii eritropoietine, numai că ei controlează echilibru, balanța hidrică, mai controlează și tensiunea arterială. Totul e de acolo, dacă vreți. Și au un rol foarte important. Ei, trecând o cantitate foarte mare de sânge, apoi filtrând o cantitate imensă de urină, 180 de litri, tot aceste lucruri se petrece ca printr-o instalație de tuburi, dacă vreți, care ulterior, din tuburi din ce în ce mai mici, se unesc într-un tub din ce în ce mai mare, până dă naștere la câteva calice mari. Aceste calice dă naștere pelvisului și ureterului, prin care se evacuează din rinichi către vezica urinară, urina, și de acolo, prin uretră, se elimină în mediul extern. Bun. Asta e tot. Dar, deși ele sunt așa, eu am spus așa în câteva cuvinte, sper, sunt niște organe și niște celule fascinante, pentru că procesele lor, deși ți-a foarte mult să le înveți, sunt extraordinare și nu-ți dai seama cât de folositor sunt rinichii, decât când ajungi într-un stadiu destul de avansat cu o boală de rinichi și vezi că mai funcționează. Și îți dai seama câte medicamente trebuie să iei ca să vezi, și cu ocazia asta realizezi cât de important e să ai rinichii sănătoși ca să compensezi prin medicație ce nu mai pot face rinichii tăi. Bun. Pielonefritele înseamnă, sunt datorate infecției, în principal, a tractului urinar superior. Pot fi considerate o agravare a infecțiilor urinare? De multe ori da, de multe ori da, sau a unor infecții din vecinătate. Uh-huh. Există și însămânțare hematogenă, adică nu numai prin căile urinare, pot să fină și prin sânge. Prin altă parte să circule microbii, să se magazineze în rinichi și de acolo dea naștere la altceva. Sunt mult mai rare, dar există posibilitatea asta. Cel mai frecvent este pe ascensiunea infecției folosind căile naturale urinare ale organismului. Readuc aminte faptul că oriunde există căldură și corpul nostru are, și oriunde există băltire a orice, fie că vorbim de sânge, fie că vorbim de urină sau orice alt lichid, imediat se sesizează aceste condiții extrem de favorabile lor, microbi. Și se înmulțesc și contaminarea crește foarte mult și așa mai departe. Și profită foarte mult de chestia asta. Și de aici apare infecția, inflamația și tot ce ține de ea. Rezultatele fiind de cele mai multe ori dezastroase, lăsându-se fie cu ceea ce se cheamă urosepsis, adică fac septicemie, infecție generalizată din cauza acestei infecții, fie pot să pierzi unul din rinichi. Și nu au fost puține cazuri în care a trebuit să fie retezat rinichiul pentru a reuși să salvezi pacientul și să scape să nu se întâmple asta. Și nu e un gând comod să știi că mai ai un singur rinic din doi și că poți ajunge la un moment dat la terapie de substituție renală, care înseamnă dializă, adică hemodializă, dializă peritoneală sau transplant renal. Da? Deci aici discutăm de niște complicații, de niște probleme care sunt destul de serioase. Și nu trebuie tratat deloc. Aici avem de a face cu dacă vreți, ca simptome, cu simptome mult mai zgomotoase decât în cazul infecțiilor urinare joase. Ce avem de a face cu febră, cu frison, cu durere care poate să fie localizată în lombă, destul de serios, în lomba dreaptă sau în lomba stângă. Aici avem de a face, dacă vreți, cu starea generală alterată,
în care pacientul e de obicei, e tipul pacientului care zace, care stă sau care își caută o poziție în care să nu-l mai doară, poziția antalgică. De principiu, spune că simte ca un om bătut sau un om peste care s-au prăvălit 3-4 camioane. Senzația și pacientul de obicei îl vezi că e într-o stare destul de rea. Îți poate spune că a avut o infecție urinară pe care a tratat-o fie cu indiferență sau a tratat-o prost sau e trenantă, nu s-a rezolvat poate în ciuda tratamentului. Poate să apară la grupe de vârstă la care nu ne-am gândit, cum ar fi gravidele, spre exemplu, sau poate să apară în urma unor maneve instrumentale, fie pentru explorarea tractului urinar, fie în urma unor avorturi, unele făcute empiric, acasă. Și nu puțin au fost cazurile în vremurile de tristă amintire ale regimului comunist, când multe femei în tendința de a renunța la sarcină ajungeau să facă complicații, printre care și pielea nefrită, să-și pierdă unul din rinichi din cauza unui avort empiric. Au fost situații de genul ăsta, repet, din păcate n-au fost puțin deloc. Iarăși, ce trebuie spus este că atunci când de obicei faci o zi, două febră și lucrurile merg din ce în ce mai rău, tu ca pacient a trebuit să te sesizezi și a trebuit să vorbești cu familia, trebuie să vorbești ori la ambulanță, ori la primul spital, să te duci, să te vadă medicul, pentru că în mod cert lucrurile nu merg spre bine. Doar automedicația, unor poate să facă mai mult rău decât mine, în sensul ăsta. Și e recomandabil să fii văzut de medic, să facă anumite analize și apoi să decide dacă e cazul să faci. Pielea nefrită n-are vârstă, pe asta o pot face absolut toți. Surprinzător am văzut și am tratat mai multe paciente tinere decât pacienții în vârstă care să facă așa ceva, deși cu siguranță cei care sunt în vârstă și acumulează o seamă de boli cronice sunt mult mai la risc să facă această complicație decât o pacientă care e tânără. Dar am văzut destule lucruri și de genul acesta. Care ar fi explicația? Nu știu cât de mult se vorbește despre tot ce înseamnă boli cu transmitere sexuală, nu știu cât de mult se vorbește și se cunoaște în populație despre igienă locală, despre anumite lucruri de genul ăsta, nu știu cât de mult se vorbește despre tratarea corectă a infecțiilor urinare, de asta am și vorbit la un moment dat, am ales subiectul ăsta, și din cauza asta, dintr-o pudoare absolut nejustificată, câteodată unele paciente care sunt să prezinte la mine decât foarte târziu, când efectiv nu mai pot să suporte. Dar lucrurile pot fi destul de serioase când se întâmplă treaba asta. Și trebuie știut că de obicei de pielea nefrită nu scapi decât cu tratament medicamentos serios, de principiu antibiotice care se fac intravenos. Este necesară internarea? Uneori, mai mult ca sigur, la pielea nefrită, da. Dacă la o banală infecție urinară sau la infecție urinară, sigur, mulți mă vor acuza că spun banală infecție urinară, dar în ce să le împart pedagogic în infecții urinare necomplicate și infecții urinare, dacă vreți, mai complicate, cum e pielea nefrită. Aici e clar nevoie de internare și e bine să supraveghezi mediul. Uneori, chiar atunci când îi dai tratament, există anumite modificări și există anumite lucruri care se întâmplă chiar și când boala merge bine și răspunde la tratament și de care pacientul s-ar putea să nu fie conștient, s-ar putea să sperie sau s-ar putea să nu fie corect supravegheze și la rândul lor să producă alte complicații. Și dacă nu sunt înțelese și tratate cum trebuie, lucrurile pot degenera. Și repet, dacă nu tratează antibiotic, o tratează cuțitul boala asta. Sau dacă nu tratează nici cuțitul, riscul este, repet, să alungă la infecție generalizată, la septicemie și deci la moarte. Septicemia nu se termină decât în puține cazuri cu vindecare, în multe cazuri cu decesul pacientului. Și asta apare în țări foarte civilizate, care au condiții de tratament foarte adevărate. Dar în ciuda acestui lucru, complicațiile anumitor infecții care duc la septicemie sunt redutabile și trebuie avut foarte mult grijă despre treaba asta. Ce vă pot povesti eu în continuare e, dacă vreți, nu numai despre grupele expuse la risc, ci cât din ceva despre tratament. E nevoie neapărat ca după ce se obține și o ecografie și un sumar de urină și o urocultură și alte analize de sânge, cum ar fi hemogramă și anumite probe inflamatorii, e nevoie să se înceapă tratament antibiotic. Și e nevoie să se înceapă tratament antibiotic cât mai precoce. Uneori când ai suspiciunea foarte înaltă și doar 1-2 teste care îți confirmă treaba asta, este ideal să începi tratamentul cât mai precoce. Există studii care recomandă
și ghiduri care recomandă ca să nu treacă o oră dintre primul contact pe care l-a avut cu pacientul și iniția tratamentul antibiotic. Pentru ca în felul acesta să-i asigur o vindecare cât mai bună. Vestea bună e că tratate corect, de principiu pielonefritele se vindecă bine. Potențialitatea este să se transforme dintr-o pielonefrită acută în ceea ce se cheamă pielonefrită cronică, care în timp poate favoriza apariția insuficienței renale sau bolii cronice de rinichi, prin scăderea capacității de concentrare a urinii, prin foarte multe alte mecanisme. Și ducând în timp, punând și ea, dacă vreți, un număr la apariția bolii cronice de rinichi. Iarăși lucrurile putând fi foarte serioase din punctul ăsta de vedere. Ce mai merită spus este că atunci când există cauze favorizante, cum ar fi prezența unor calculi foarte mari, calculi coliform, care nu se vor elimina, care sunt blocați în rinichi și știi că pacientul tău are așa ceva, se poate indica și e indicată să facă o intervenție urologică ca pacientul să n-ajungă la pielonefrită și să fie întâi operat, să nu facă treburile astea. Dacă pacientul a avut un episod de pielonefrită și are unul sau doi calculi care sunt prost poziționați și nu pot fi eliminați cu litotriție extracorporeală, cu NLP sau alte chestii de genul acesta, atunci e foarte important să elimini chiar și chirurgical piatra respectivă pentru ca să îndepărtezi un factor favorizant al apariției acestor infecții. Nu de puțin ori a fost criză în care pacientul a avut pasajul de calcul renal, acesta s-a blocat, căldură și blocaj a dus la apariția infecției și a ajuns să facă pielonefrită și a pierdut chiar și rinichiul pe care s-a întâmplat treaba asta. Deci aici un semnal de alarmă trebuie tras pacienților care știu că au litiază renală și o litiază renală complicată cu niște calculi asupra cărora eventual medicul le-a spus ăștia nu pot fi eliminați prin alte metode decât prin chirurgie. Trebuie să deschidem cavitatea abdominală și să eliminăm pietra direct din rinic, pentru că altfel nu se poate. Și ei trebuie să fie atenționați că pot păți treburi de genul ăsta și mai departe. Iarăși, pacienți care și neglijează simptomele. Trebuie spus că pacienții cu cât cresc în vârstă și aici bărbații atenționați pentru că vor avea probleme cu prostata și prostata va obstrua sau va încetini curgerea sau elimina normală a urinei și din cauza unei afecțiuni prostatice care e pe post de baraj la nivelul eliminării, la nivelul vezicii urinare, lucrurile se pot complica foarte serios. Bolnavul poate să facă pielonefrită, mai ales cu atât mai mult cu cât crește în vârstă. Tratamentul, repet, este antibiotic. Este ideal să se facă doar în spital, doar în internare. Preponderent se aleg preparate cu administrare intravenoasă și trebuie urmat pentru un anume număr de zile exact și nu trebuie înjumătățit și nu doar atâtea și așa mai departe, pentru că riscă să ducă fie la pielonefrită cronică, fie la selectarea unor gene și mai virulenți, și mai puternici, și mai răi, care pot ucide în cele din urmă bolnav. Da. Da. Deci o afecțiune foarte serioasă. Din păcate, deși avem mijloace de luptă împotriva ei, n-au scăzut cazurile foarte frecvente de pielonefrite. Au scăzut odată, dacă vreți, numărul de avorturi empirice și aici au scăzut treburile astea. Dar se mai întâmplă și asta să mai complice. Gravidele trebuie să știe că ele nu sunt ferite de așa ceva, ci din contră pot să facă. Uterul apăsând pe vezica urinară și pe uretere uneori, poate face ca eliminarea urinii să fie stânjenită, încetinită în drumul ei de la rinichi către vezica urinară și asta poate favoriza atunci când gravida începe să dezvolte simptome, febră, eventual semne de infecție urinară, trebuie să o ducă neapărat la medicul ginecolog sau la un nefrolog sau la un urolog care să-i dea tratament antibiotic pentru că poate să facă cu mult mai multă ușurință pe subiectul de femeie de aceeași vârstă care nu e însărcinată, poate să facă infecție urinară și poate să facă chiar și pielonefrită. Și iarăși aici trebuie discutat foarte, foarte serios despre treaba asta. Îți mulțumim foarte mult, Răzvan. Cu mare plăcere. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră astăzi. La revedere!